permiteți-mi să vă spun câte ceva despre ce înseamnă sau care sunt tendințele actuale privind competențele digitale și de unde puteți să găsiți ceva mai multe informații. În primul și în primul rând, Politehnica a aniversat în 11 noiembrie primii 100 de ani de existență. Cum noi spunem, primul veac de învățământ universitar la Timișoara, care a fost o celebrare foarte frumoasă și acest eveniment este încadrat în evenimentele dedicate aniversării Politehnica 100. Așa cum ați văzut, acest workshop este organizat împreună cu mai multe entități. Este, bineînțeles, cum a spus, Centrul de e-learning din Politehnică, Centrul Multimedia, tot din Politehnică, dar și două asociații internaționale, Asociația IEEE, secțiunea din România, și Asociația Internațională EDEN. Centrul de e-learning a aniversat curând 20 de ani, are deja 22 de fapt de ani, fiindcă e aniversat în 2018. Ne place foarte mult această poză, fiindcă în această imagine vedeți pe toți studenții într-una dintre sălile din centru, în sala în care găzduiește cel mai mare laborator pe care noi îl avem, și lucrând cu drag la aplicațiile multimedia pe care ei le dezvoltă. Dar, din păcate, această sală acum e goală, ne întâlnim online și fiindcă ne întâlnim online și fiindcă Centrul de e-learning dezvoltă pe lângă foarte multe alte aplicații și partea de campus virtual al Universității Politehnica din Timișoara, despre care colegul meu, Andrei Ternauciuc, va vorbi în curând, am primit chiar ieri, din partea Universității Politehnica din Timișoara, premiul de excelență în digitalizare, care a fost oferit întregului Centru de e-learning, pentru gestionarea, putem spune noi, chiar dacă ne lăudăm poate un pic, excelentă activităților didactice în mediul online și nu numai didactice, că și o parte din activitățile de cercetare și de secretariat le-am desfășurat și le-am sprijinit în desfășurarea lor. Ceva despre care sunt tendințele actuale din punct de vedere al educației digitale. Nu voi repeta ceea ce am mai spus în alte prezentări, fiindcă ele toate sunt disponibile online și știu că foarte mulți dintre dumneavoastră ați participat la acestea, dar voi încerca să prezint pe scurt ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în ultima perioadă privind educația digitală. Așa cum știți, în septembrie 2020, Uniunea Europeană a lansat Digital Education Action Plan, care și-a propus două obiective majore și de perspectivă pentru următorii 7 ani. În primul și în primul rând, crearea unui ecosistem digital al educației digitale care să aibă performanțe de înalt nivel și să îmbunătățească competențele digitale și abilitățile digitale care să încurajeze transformarea digitală. Acest lucru se referă prin, se poate obține sau este prevăzut să fie obținut prin două elemente cheie. În primul și în primul rând, competențele digitale de bază, pentru care vom avea și astăzi o parte din prezentări și vă vom arăta câteva unelte unde veți putea găsi cum să îmbunătățiți atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei cu care lucrați, fie în mediul educațional sau în mediul industriilor creative, competențele digitale, cât și competențele digitale de înalt nivel, care se obțin, să zicem, pentru cei care doresc să devină specialiști în crearea de conținut digital sau care să folosească uneltele digitale în absolut toate domeniile societății, de la sănătate până la administrație, viață în general, poate chiar și industrie avansată. Aceste competențe digitale s-au prevăzut a fi, să zicem, obținute prin câteva acțiuni cheie. În primul și în primul rând este crearea și îmbunătățirea acestui întreg sistem care definește competențele digitale la nivel european, astfel încât transferul de, inclusiv de forță de muncă, de cunoaștere, de educație la nivel european să fie cât mai facil și cât mai bine înțeles de absolut toată lumea. Aceasta se va valida prin ceea ce se dorește a exista mult mai avansat, există într-o formă incipientă, European Digital Skills Certificate, un certificat de competențe digitale la nivel european, care automat va încuraja foarte mult și participarea în sisteme educaționale sau în sisteme de muncă care recunosc competențele digitale, fie obținute într-un mod formal sau într-un mod informal.
Acest mod informal sau formal poate să fie validat prin tot felul de studii și de implicări care se fac prin ceea ce se numește ACLs, care unii îl cunosc și ca ACDL, aceea este doar o mică parte din ceea ce se numește International Computer and Information Literacy Study, dar și prin focalizarea puternică pe un învățământ, poate chiar vocațional sau pentru întreaga durata vieții, care să extindă oportunitățile digitale. Și se creează foarte mult această idee de Digital Opportunity Trainership, care să fie realizată împreună, fie cu companii, fie cu societate civilă, fie cu diverse sisteme educaționale, formale sau informale, și care să valideze aceste competențe digitale, care pot să fie obținute poate chiar și printr-un asemenea workshop la care participați. Bineînțeles, este în continuare puternic încurajată participarea femeilor în STEM și veți vedea astăzi că cel puțin primele două prezentatoare, primii doi speaker sunt două doamne de succes care utilizează cu succes competențele digitale și care fac și cercetare în acest mod. Toate acestea se încadrează în ceea ce noi numim un concept ceva mai larg, noi numim creative creators, sunt tinerii care reușesc să-și creeze o oarecare confidență și competență prin această confidență în promovarea tehnologiei în toate aspectele vieții și care pot să folosească tehnologia la modul cât mai corect și cât mai just în crearea de conținut, de cunoaștere sau de elemente care să ne îmbunătățească viața noastră a tuturor. Știți foarte bine deja DICOM 2.1, care se dorește a fi îmbunătățit puternic cu ceea ce se va numi European Digital Competence Framework. Acesta a fost for citizens, există un DICOM Edu, care este dedicat doar educației. Și doar pe scurt vreau să vă atrag atenția asupra celor 5 mari principii de bază sau competențe de bază în zona competențelor digitale: informare, comunicare, crearea de conținut, securitatea, una dintre cele mai importante probleme, mai ales în perspectiva ultimului an, și capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul elementelor digitale. Noi ne dorim foarte mult ca, prin toate acțiunile pe care noi le întreprindem, să reușim să învățăm oamenii cum să înoate în lumea digitală, să înoate cu folos și să reușească să-și mențină, cum să zicem, cum vedeți și în ultima imagine, o plută perfectă într-un ocean al lumii digitale, în care pot să creeze conținut, să integreze tot felul de alte elemente existente și să rezolve probleme complexe cu ajutorul conținutului elementelor digitale. Tot acest DICOM este ceea ce noi îi rugăm puternic pe toți cei din mediul de muncă, deci companiile care există sau toate alte firme care ne urmăresc acum, cereți-le angajaților sau candidaților de a deveni angajat să folosească Europa CV. Dacă se va folosi acesta la mod general, cum este el încurajat la nivel european să fie folosit și este standardul la nivel european de curriculum vitae, el are o secțiune foarte clară și bine integrată de competențe digitale bazate exact pe competențele pe care le-am prezentat anterior și unde fiecare poate să și le estimeze răspunzând la câteva întrebări exact pe modelul competențelor digitale de limbă. Dacă acestea ar fi, folosite mult mai des și mult mai corect, sunt sigură că și societatea din România ar ajunge să înțeleagă poate ceva mai bine care sunt aceste competențe și valențele de care ai nevoie ca să poți să dobândești sau să poți să spui că ai aceste competențe digitale. Toate aceste competențe digitale vin de la, să zicem, au evoluat de-a lungul anilor, de la cele 7 elemente ale ceea ce se numește digital literacy, adică capacitatea de a citi digital sau de a învăța digital, și care s-au bazat foarte mult și pe posibilitatea de a, pe aceasta vreau să vă atrag atenția, posibilitatea de a crea o identitate digitală și o reputație digitală, ceea ce în termen de specialitate noi numim digital persona, o personalitate a ta în lumea digitală de care trebuie să ai grijă și să o protejezi exact cum îți protejezi și cum ai grijă și de persoana ta în lumea reală.
Aceste competențe digitale, întotdeauna îmi place să-l menționez pe prietenul nostru, Steve Wheeler, care a și prezentat la unul dintre workshop-urile de acum 2 ani imediat, de un an și jumătate, de competențe de educație deschisă, care este în martie, a creat, să zicem așa, un mod mult mai focalizat pentru educație din punctul de vedere al competențelor digitale, pe care vreau să vi le reamintesc, sunt cele de a putea reutiliza și a da un nou sens elementelor multimedia digitale, de a le putea filtra, a înțelege securitatea lor, a le putea organiza și distribui, ceea ce este considerat foarte important, mai ales în lumea educației, în care sunt foarte multe resurse, aplicații, elemente care există și care, dacă sunt folosite corect și sunt înțelese cum pot să fie ele reutilizate, fie ca resurse educaționale deschise, fie nu, pot să ne îmbunătățească foarte mult calitatea actului de predare și învățare. Există totodată ceea ce se numește DQ Citizenship și care este inteligența digitală definită pentru copii, cu un test care se poate realiza și care poate să spună exact care este nivelul de competență digitală pentru copii, fiindcă întrebările și absolut toate activitățile sunt bine focalizate pe acesta. În ultima perioadă, un grup de la European University Association, de la EUA, implicat, care este implicat foarte puternic colegul nostru din Eden, Ulf Daniel Ehlers, a creat un nou concept care se numește Future Skills, pe care le vedeți aici, într-o hartă complet interactivă și cu foarte multe elemente, în care există 3 paliere de abilități noi care doresc să fie dezvoltate, fie că sunt cele realizate pe zona de dezvoltare pe bază de subiect, fie că sunt cele care țin de organizarea de nivelul organizațional în care tu te afli și în care vrei dori să te afli, și cele care sunt puternic focalizate pe anumite subiecte. Din acestea, doresc doar să vă atrag atenția asupra ceea ce se numește digital literacy, care sunt puternic legate de competențele de sistem, competența de inovare și competența de a gândi design thinking, de a gândi pentru a putea proiecta produse, și în care el spune foarte clar că poți să folosești media digitală pentru a crea într-un mod productiv și creativ nou conținut, nouă cunoaștere, noi elemente sau noi sisteme care, de fapt, să îmbunătățească societatea în care trăim, fie într-un mediu profesional, fie într-un mediu personal. Noi, de câțiva ani de zile, cred că sunt mai bine de 8 ani de zile de când facem cercetare și de când promovăm absolut tot ceea ce noi facem într-un fel, în același context. Cum putem să definim un student care să fie digital și care să poată să învețe liber, deschis și independent pe toată durata vieții? Cum facem aceasta, mai ales din perspectiva sistemelor educaționale formale, care poate acest element digital până în acest an era mult redus, sau care poate că aveau aceste părți de deschidere completă mult mai limitate? De fapt, sunt cei, societatea viitorului sau a prezentului, de fapt, care vor putea să învețe digital, independent și online, în mare parte, pentru toată durata vieții. Cum facem noi acest lucru în Politehnică? În primul și în primul rând, prin integrarea în campusul virtual, prin realizarea campusului virtual a Politehnicii, integrarea de resurse educaționale în acesta și modalitățile prin care pot să fie realizate, și colegul meu, Andrei, va vorbi puțin mai târziu despre ce s-a realizat și ce există în acest moment în campusul virtual, dar și prin activitățile puternice prin care încurajăm studenții să devină co-creatori de conținut, de cunoaștere, de elemente educaționale. O altă perspectivă este cea de realizarea de cursuri online de tip MOOC, care se pot găsi pe platforma noastră unicampus.ro, cât și capacitatea de a dezvolta mobilități virtuale. Recent am încheiat un proiect european de Open Virtual Mobilities, în care există 24 de cursuri pentru 8 diverse competențe în realizarea, să zicem, sau pe care ai nevoie ca să poți să dezvolți mobilități virtuale pe viitor. Și, bineînțeles, validarea cu micro-credentials, cu micro-certificate. Recent, doar de 3 zile, s-a publicat
noul raport și noile tendințe la nivel european de microcertificate și de microcredentials și care este dorința majoră despre aceasta. Și puțin mai târziu, colega mea, Carmen Holotescu, cu siguranță va vorbi despre aceasta, iar colegul meu, Vlad Mirescu, vă va vorbi despre un proiect care recent ne-a fost aprobat în zona aceasta de micro-credentials și validări. Este foarte cunoscută unealta selfie pe care vă încurajez să o utilizați pentru a putea înțelege care vă sunt abilitățile punctuale și cele de viitor la nivel de școală sau de sistem școlar. Există un proiect care se numește DCDS, care este Digital Competencies Development System, care este din nou puternic focalizat pentru sistemul integrat digital din societate, deci este mai mult dedicat angajatorilor și angajaților și unde se poate face și o autoevaluare a competențelor digitale. Și un proiect care este dedicat învățământului primar și gimnazial, CRIS, care face o evaluare și a competențelor digitale pentru copii și de ce activități ai nevoie sau este indicat să poți să folosești atunci când faci educație la acest nivel pentru a putea îmbunătăți competențele digitale ale copiilor. Și, bineînțeles, proiectul nostru, parte din care face și această prezentare și despre care vom vorbi puțin mai târziu, iar spre sfârșit vă vom arăta cursurile care sunt dezvoltate în cadrul acestui proiect și vom face și o activitate comună, sper. Proiectul DigiCulture, îmbunătățirea competențelor digitale și a incluziunii sociale a adulților în industriile creative și la site-ul digiculture.eu găsiți toate aceste informații. Aceasta este echipa CEL, căreia îi mulțumesc din nou pentru tot ceea ce face. Este penultima noastră mare activitate din acest an 2020, destul de dificil an din toate perspectivele și pe mulți îi veți vedea online astăzi. Mai avem și mâine o activitate la care vă invităm să veniți. Este o activitate mai mult de training dedicată educatorilor în care vom arăta experiența noastră în dezvoltarea educației digitale și cum se poate face ea la nivel de curriculum.